Aproape toată dimineața am stat deschiși și mulțumitori pentru tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi și face în noi. Dar titlul pe care l-aveți pe ecran, Sărbătoarea Mulțumirii, cui? Este doar a noastră? Noi suntem cei care trebuie să primim de la Dumnezeu în continuu sau ar trebui să fie și sărbătoarea Lui? Întrebarea este, ce anume ar bucura inima lui Dumnezeu ca sărbătoarea noastră să se unească cu sărbătoarea Lui și cerul să se armonizeze cu dimineața aceasta, cu biserica din Iris? Am ajuns într-un text care, la prima vedere, nu se potrivește nicicum în sărbătoarea mulțumirii. Este vorba de semnul fiarei, de 666, de toată povestea aceea neagră din miezul cărții Apocalipsa. Ne aflăm în capitolul 13 și 14 din Apocalipsa, dar veniți să ne aducem aminte de unde venim și să încercăm să construim narațiunea acestei cărți. Ioan se află pe insula Patmos și în ziua Domnului eram în Duhul, spune el, și am auzit înapoi a mea un glas puternic, sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o la cele 7 biserici. M-am întors să văd glasul, spune Ioan, și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe unul ca un fiu al omului îmbrăcat într-o haină de in, având în mâna dreaptă 7 stele. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici, iar cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Ioan cade cu fața la pământ în prezența lui și mâna lui dreaptă este pusă peste el și ridică în picioare. Apoi am văzut o ușă deschisă în cer și glasul cel din tâi mi-a spus: Suie-te aici! Și m-am pomenit în sala tronului lui Dumnezeu. Capitolul 4, autoritatea tronului. Din tronul lui Dumnezeu ieșau glasuri, tunete, fulgere. Tronul lui Dumnezeu este meridianul zero al istoriei. El guvernează întreaga istorie. El este creatorul și tot ce este în jurul lui se închină. Apoi, în capitolul 5, lângă autoritatea lui Dumnezeu, Ioan descrie strategia lui Dumnezeu. În mâna dreaptă avea un sul de carte pecetuit cu 7 peceți, un înger puternic strigă: Cine e vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea, să se uite în ea. Și am plâns mult, spune Ioan. Cât e mult în veșnicie, vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți. Dar unul din bătrâni îi spune: Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea. M-am întors să văd leul și când colo, pe tronul lui Dumnezeu era un miel și părea junghiat. El a venit, a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie și a început să-i rupă pecețile. Strategia lui Dumnezeu în așezarea unei împărății veșnice nu este puterea și autoritatea lui, ci este jertfirea de sine a întrupatului său fiu. Când a început să-i rupă mielul pecețile, istoria a început să se deruleze înaintea ochilor noștri, plecând din Genesa, capitolul 3, versetul 15, colindând istoria până la sfârșitul ei. Pecete după pecete este ruptă, una din făpturile vii cheamă cai pe scena istoriei. Și când se rupe pecetea șasea, apar semnele scatologice ale sfârșitului și împărații pământului strigă: Ascunde-ți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului și am aștepta să vedem mânia revărsându-se peste ei. Și când colo filmul se întrerupe și se deschide paranteza bisericii a harului lui Dumnezeu, pentru că mielul a luat asupra sa revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Și pecetea șasea ne-a dus până la crucea Domnului Iisus Hristos. Când se rupe ultima pecete, se deschide scena pentru cele 7 trâmbițe. Și la sunetul ultimei trâmbițe, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. El a venit să pedepsească cei de pedepsit și să răsplătească cei de răsplătit.
Observați, din capitolul 6 la 11, am călătorit prin toată istoria, din Genesa până la sfârșitul ei. Dar în mod interesant, textul în care ne aflăm noi aparține de capitolele 12 la 14. O nouă călătorie din Genesa, capitolul 3 și până la sfârșitul istoriei. Țineți minte predica de duminica trecută? În Apocalipsa, capitolul 12, primele 6 versete, ne-am întâlnit cu o femeie, cu copilul pe care trebuia să-l nască și un balaur mare și roș care sta să-i mănânce pruncul când îl va naște. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Este chinul unei istorii întregi. În fața femeii stă balaurul să-i mănânce pruncul. Ea a născut un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască neamurile cu un toiac de fier. Și copilul a fost răpit la Dumnezeu. Și femeia aceasta generică, care pleacă din promisiunea lui Dumnezeu, din Genesa 3 cu 15, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Linia mesianică continuă prin istorie, sub privirile și atacurile celui rău de-a lungul întregii istorii, dragii mei. Dar ea a născut copilul și copilul a fost răpit la Dumnezeu. Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, după ce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare, ieșind biruitor asupra lor pe cruce. Și în baza biruinței lui, în versetele 12 la 17, se declanșează lupta din ceruri. Mia el și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și cu îngerii lui. Balaurul n-a putut birui și a fost aruncat pe pământ. Și în sfârșit, în cer s-a lăsat liniștea după veacuri și veacuri în care diavolul avea acces la tronul lui Dumnezeu, acuzând pe frații noștri, spun îngerii. Liniștea din ceruri, dragii mei, simte ecoul întețirii bătăliilor de pe pământ. Vai de voi, pământ și mare, diavolul s-a coborât la voi cu o mânie mare, știi, care puțină vreme. Când s-a văzut diavolul aruncat pe pământ, s-a năpustit asupra femeii care născuse pruncul de parte bărbătească. Dar aripile vultului celui mare au fost date femeii ca să fie adăpostită în pustie o vreme. Când diavolul a văzut că femeia a dispărut dinaintea ochilor lui și a repliat forțele asupra rămășiței seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Dragii mei, când mă uit la tensiunea dintre balaur și femeie, balaur și sămânța ei, mă opresc puțin pentru că mi-aduc aminte că în Apocalipsa sunt trei femei, afară de Izabela din Tiatira. Femeia din 12 la 14, femeia din 17 și 18 și femeia din 19 la 21. Cine sunt acestea? Observați, femeia, și las pe Pavel să o definească, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. În ultimă instanță, Israel este purtătoarea seminței mesianice și femeia aleasă de Dumnezeu este Maria. Ea a născut pruncul de parte bărbătească. Dar observați, femeia a adus pe Mesia pe scena istoriei și Mesia a oferit pâinea caldă mai întâi alor lui. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se nască din Dumnezeu. Și observați, sămânța femeii se rupe în două. Mai întâi sămânța femeii, care o vom regăsi în capitolele 17 și 18, curva cea mare, Babilonul cel mare. Și rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos, și pe care o vom regăsi în capitolele 19 la 21, în mireasa mielului pregătită pentru nuntă.
Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război împotriva rămășiței seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Capitolul 13 este dezlănțuirea Balaurului, în primul rând împotriva rămășiței seminței femei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și în textul nostru avem cele 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodiceea, în mijlocul acestei lupte descrise în capitolul 13. Balaurul, ca să își ducă planurile mai departe, se folosește de două fiare. Se folosește de două fiare. Prima fiară reprezintă puterea politică. Și mulțumesc lui Puiu, care va citi textul, primele 10 versete din capitolul 13. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie. Țineți minte, când Hristos vorbește bisericii din Pergam, știi unde locuiești? Unde este scaunul de domnie al Balaurului, al Satanei. Cu alte cuvinte, puterea politică, într-un fel, împuternicită de Balaurul, care a dat puterea lui, scaunului de domnie și o putere mare. Și versetul 5 continuă. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Tată, o vreme limitată, 42 de luni. 3 ani și jumătate, cam atât a durat încercuirea Ierusalimului, dărâmarea templului în anul 70. Versetul 6. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. În contextul Apocalipsei, fiara, dragii mei, este Imperiul Roman. Imperiul Roman care stăpânea întregul pământ, aveți textul înaintea dumneavoastră, dar pentru că evreii s-au răsculat în 66, fiara și-a năpustit într-un fel forțele împotriva sfinților și i s-a dat să-i biruiască. Și toată povestea a durat 42 de luni, versetul 8. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. O frază în limba greacă poate fi citită în foarte multe feluri. Și eu cred că în lumina Scripturii textul ar trebui citit așa. Toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Pentru că primul cal a pornit biruitor ca să biruiască. Și biruința a fost câștigată în momentul în care în ceruri a zis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre tine. Cine are urechi să audă. Și versetul 10 continuă, cine duce pe alții în robie, va fi dus și el în robie. Cine ucide cu sabia, va trebui să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Imaginile din Apocalipsa nu sunt imagini statice. Atunci când privești o imagine, trebuie să vezi un film întreg, să vezi derularea planurilor lui Dumnezeu. Și în capitolul 13 suntem în aceeași situație. Mai întâi te oprești asupra lui Israel și asupra evenimentelor despre care vorbește Ioan, dar apoi imaginea se deschide la întreaga istorie. Și nu știi exact unde te afli în desfășurarea ei. A doua fiară reprezintă sistemul religios apostat. Țineți minte biserica din Smirna și Filadelfia, sinagoga Satanei, care lucra cu puterea Imperiului Roman și Antipa, martorul credincios a fost omorât între voi, doar guvernatorul avea Ius Gladii dreptul săbiei.
Și cele două forțe, dragii mei, erau orientate împotriva rămășiței seminței femeii care țin, păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Dar când este descrisă fiara a doua, pare că imaginea alunecă în alte dimensiuni. Veniți să citim textul. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Observați deghizarea, două coarne ca ale unui miel, dar vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Simțiți cum se deschide imaginea la dimensiunea mondială? Se facă ca tot pământul și locuitorii ei se închină fiarei și icoanei ei. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere și să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Țineți minte imaginea? Suntem în Babilon, pe vremea lui Nebucadnețar, el are un vis și vede o statuie cu un cap de aur, piept de argint, brâul de aramă, picioarele de fier și lut. Și dintr-o dată, fără ajutorul unei mâini, se desprinde o piatră din munte, lovește statuia și o pulverizează. Și este atât de deranjat de visul acesta încât începe să-și omoare înțelepții, care nu-i pot ghici visul și nu-l pot tălmăci. Până când Daniel vine înaintea lui și îi tălmăcește visul și împăratul cade cu fața la pământ înaintea Dumnezeului lui Daniel. Dar apoi mândria care merge înaintea căderii îl face să ridice în Valea Dura o statuie cum a visat-o, dar toată de aur. Numai masa dinainte avea 12 tone și își adună pe toți mai mari imperiului și le spune, asta este visul meu. Oricine mișcă în front va trebui să moară. Și toți au trebuit să se închine, afară de Șadrac, Meșac și Abednego. Știți restul? Cuptorul încălzit de 7 ori mai mult și aruncați, și cei care i-au aruncat în foc au pierit de căldura focului. Dar omul în haină de in, pe care l-a văzut și Ioan, apare în mijlocul flăcărilor și Nebucadnețar, cu un glas plângăcios, a venit la gura cuptorului și a chemat afară. Dragii mei, Vechiul Testament tălmăcește imaginile din Apocalipsa, versetul 16. Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul fiarei este 666. Apoi, versetul imediat următor. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Nimeni nu putea cumpăra sau vinde, dar mielul cumpără sau răscumpără pe cei 144.000 pe care am întâlnit și în capitolul 7. Este primul rod al mielului dintre ai lui, din Israel. Numele fiarei sau numele lui Dumnezeu. Dragii mei, numele ține de chipul lui Dumnezeu în noi, de nevoia de semnificație pe care Dumnezeu a săpat-o în fibrele ființei noastre. Și numele pe care îl purtăm, practic, ne conferă identitate, valoare și, în ultimă instanță, destin. Istoria începe așa, să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume prin realizările noastre. Avrame, lasă-mă să-ți fac eu un nume. Dar observați, istoria se termină
pe două destine, două nume. Numele fiarei, despărțire finală de Dumnezeu, aruncat în iazul care arde cu foc și pucioasă. Numele lui Dumnezeu, acces la pomul vieții pentru a stăpâni, pentru a domni împreună cu Hristos. Dar numai cei care vor birui vor ședea cu El pe scaunul Lui de domnie. Dați-mi voie să pun două întrebări. Ce este și cum se primește sau cum se respinge numele fiarei sau numărul numelui ei? Atunci când răsfoim capitolul 14 din Apocalipsa, la un moment dat apar trei îngeri. Primul înger avea în mână o evanghelie veșnică să fie propovăduită la tot pământul. Cu alte cuvinte, evanghelizarea a trecut în etapa a doua, de la iudei la neamuri, la tot pământul. Al doilea înger vine cu un anunț, a căzut Babilonul cel mare. Și al treilea înger vine și ne destăinuie înțelesul numărului fiarei. Versetele 9 la 12. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Cum citiți cu voce tare împreună cu mine? Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus și credința lui Iisus. Observați, cine nu primește semnul fiarei, cel care păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Cine primește semnul fiarei, cel care nu păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Povestea este simplă și tălmăcită de câteva ori de-a lungul cărții. Știți cum se termină cartea? Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, dar cât despre fricoși, necredincioși, curvari, dar cine sunt aceștia? Cei care nu păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, primesc numele lui Dumnezeu păzind poruncile lui și ținând credința sau mărturia lui Iisus Hristos, iar primesc semnul fiarei, închinându-mă fiarei și icoanei ei, adică nepăzind poruncile lui Dumnezeu, acceptând jumătățile de măsură în viața mea și o inimă împărțită, dragii mei, furat de amăgirile celui rău și a lumii acesteia, Semnul fiarei este compromisul în gândire și în trăire, pe frunte și pe mână. Dragii mei, 666 este compromisul, dar întrebarea este cum verificăm o astfel de afirmație? Pentru că, mai ales în anii trecuți, dragii mei, s-a reactualizat curiozitatea noastră, oare nu cumva am primit semnul fiarei, oare ce se întâmplă în jurul nostru? Nu putem intra în magazine, nu putem cumpăra, nu putem vinde. Cum verificăm o astfel de afirmație? Când Dumnezeu vorbește, nu vorbește o singură dată, ci vorbește de-a lungul întregii Scripturi. Și dați-mi voie să caut rădăcinile semnului fiarei în Scriptură. Și m-aș întoarce în Genesa, imediat după actul creației, capitolul 2, versetele 16-17 și Genesa, capitolul 3, versetele 4 și 5. Dumnezeu a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. E clară porunca? Porunca Domnului. Șarpele a zis, hotărât nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Observați ce s-a întâmplat. Șoapta șarpelui s-a plantat mai întâi în gândurile Evei. Eva a văzut că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit
și de dorit să deschidă cuiva mintea. A întins mâna, de la gând la faptă, a luat și a dat și bărbatului ei care era lângă ea. Un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, un mod de gândire și de acțiune, de trăire. În momentul în care am definit în felul acesta semnul fiarei, dragii mei, nu-l caut în cutare, cutare sau cutare sau cutare semn, ci văd că el bate la ușa inimii mele în fiecare ceas. De-a lungul întregii istorii, dați-mi voie să iau un alt text. În Exod, capitolul 12, este eliberarea din robia egipteană și după ce au trecut Marea Roșie, Dumnezeu în capitolul 13 le spune cum să comemoreze sărbătoarea Paștelui. Versetele 7 la 9 din capitolul 13. În timpul celor 7 zile să mâncați azimi, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe toată întinderea țării. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi. Ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi. Dar de ce? Pentru ca porunca legii să fie necurmată înaintea ta, căci cu mână tare ne-a scos Domnul din Egipt. Care e rostul acestor semne? Pentru ca porunca legii trebuie păzită și credința lui Iisus Hristos. Veniți în Deuteronom, capitolul 7, și uitați-vă la practica pe care evreii, până în ziua de astăzi, o spune Tora pe frunte și îți înfășoară mâna. Și ai mâna și fruntea, cu alte cuvinte, de ce? Pentru ca porunca legii să fie întotdeauna înaintea ochilor tăi. 666. Oare ce să fie numărul fiarei și numărul numelui ei? Observați, sunt patru lucruri care trebuie să armonizate. În primul rând, o cifră, 666. Vă spun că există cel puțin două manuscrise între mulțimea manuscriselor care conțin o altă cifră, 616. Dar este în minoritate. Toate celelalte manuscrise sunt pe 666. Al doilea lucru este un număr de om. Trebuie să identifici un individ, da? Al treilea lucru este în contextul vânzărilor și cumpărărilor și al patrulea lucru în contextul închinării idolatre. În contextul închinării idolatre. Codul Vechiului Testament dezleagă Apocalipsa și singurul om de-al cărui nume și viață se leagă 666 este Solomon. Cel mai bun împărat al lui Israel? Epoca de aur în istoria poporului lui? În Deuteronom 17, Dumnezeu a dat împăratului trei porunci. Unu, să n-aibă mulți cai, adică puterea militară. Doi, să n-aibă mult argint, adică puterea bogăția, dragii mei. Lucrurile după care alergăm de dimineața până seara. Dacă te uiți la Solomon, el a revenit la rolul tirului de Banca Mondială și a furat din mâinile lui acest rol. Când cade Ierusalimul, tirul strigă, poarta popoarelor s-a întors la noi. Solomon a știut cum să lucreze, cum să-l înșele pe tiran care i-a dat tot stejarul pentru templu. Și al treia, să aibă multe neveste. Spuneți-mi pe care dintre ele le-a păzit Solomon? Pe absolut niciuna. Pe absolut niciuna. Lasă-mi voie să citim doar câteva texte legate de viața lui. Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. Solomon a strâns cară și călărime. Avea 1400 de cară și 20.000 de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim, lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot așa de obișnuite la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie.
Solomon își aducea caii din Egipt, o ceată de negustori ai împăratului se duceau și îi luau încete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hitiților și pentru împărații Siriei. Israel, vama, între sud și nord, da? Între sud și nord. 2 Cronici, capitolul 9, versetul 13. Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. 666 de talanți. Puteți lăsa microfonul mergând? Da? 666 de talanți de aur. Dacă asta ar fi fost tot aurul care venea pe an, ai zice, este o pură întâmplare. Dar uitați-vă cum continuă versetul 14. Afară de ce luau de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. De ce din toată grămada de aur pe care el o avea, naratorul izolează 666 de talanți de aur? Da, 666 de talanți de aur. Singurul personaj de care se leagă cifra aceasta este Solomon. Dar observați, vânzările și cumpărările erau parte din viața lui. Uitați-vă la versetul 4 din 1 Împărați, versetele 4 la 8 din capitolul 11. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Inima nu i-a fost în totul, era aproape de 7, dar nu chiar, da? Nu chiar. În totul, ca inima tatălui său David, ce ați putea scrie peste viața lui? Compromis. Versetul 5. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Compromis. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Compromis. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, și pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Compromis. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jerfe dumnezeilor lor. Compromis. 666. Compromisul pe care îl acceptăm în lucrurile mărunte, în viețile noastre. Priviți viața lui Solomon, 1-2 Cronici, cea mai largă imagine a istoriei, pleacă din Adam și prin legământul davidic, Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului. Țineți minte cererea lui, Doamne, dă-mi înțelepciune. Dumnezeu și faimă și bogăție, să știe ce să facă cu înțelepciunea. Și faima și bogăție, dragii mei, au luat mințile și femeile străine. Și Solomon este cel care prăvălește istoria pe o pantă de la care istoria nu s-a mai putut întoarce, până în robia babiloniană, până la ruperea legământului dintre Dumnezeu și poporul său. Ca fiul lui David, nu cumva Solomon ar fi trebuit să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer, spre Dumnezeu? Țineți minte rugăciunea lui de la inaugurarea templului, Doamne, dacă va fi asta sau asta sau asta și vor veni, se vor ruga în casa aceasta, dacă străinul care va auzi că numele tău este mare, va veni să se roage, ascultă-l din ceruri. Și Dumnezeu îi spune, îți ascult rugăciunea, fac din templul acesta casa mea și ochii mei vor fi necurmat asupra ei, dar dacă vă veți strica, vă veți duce să slujiți altor dumnezei, voi dărâma casa asta peste voi. Dragii mei, Ierusalimul n-a mai fost o poartă spre cer, ci o poartă a comerțului și compromisurilor. Din pricina faptului că Solomon a fost îmbătat de bogăția și faima pe care a adunat-o. În ce-l privește pe Solomon, inima nu i-a fost în totul a Domnului ca inima tatălui său David și n-a urmat în totul pe Domnul ca David. Dragii mei, peste toată viața lui
rămâne un singur cuvânt, compromis. Dumnezeu îi se arată a treia oară și spune, îmi pare rău, ți-am dat har, înțelepciune, bogăție și faimă și ai făcut praf totul. Și trântește ușa în nas. Și harul pe care îl face este că nu-l omoară. E de vreme de pocăință. Probabil Eclesiastul este pocăința lui Solomon. Dar fiul lui e un nebun. Împărăția se rupe și istoria nu se mai drege niciodată. Niciodată. Din pricina compromisurilor. Ne aflăm în cartea Apocalipsa și la o serbare a mulțumirii. Nu se prea potrivește textul, nu-i așa? Dar fiind o carte profetică, o abordare particulară este obligatorie. Observați, cartea a fost adresată celor 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Dar dacă Dumnezeu este același, era și în veci, cuvântul lui este normativ și relevant pentru întreaga istorie, nu e așa că trebuie să ne așezăm pe noi în locul lor și să vedem textul acesta vorbindu-ne într-o sărbătoare a mulțumirii? Și de aceea am intitulat dimineața aceasta Sărbătoarea Mulțumirii Cui? Noi ne bucurăm de flori, de fructe. Ne bucurăm de sănătate, de har, ne bucurăm de jertfa lui Iisus Hristos și în rugăciunile noastre și în cântările noastre am declarat lucrurile acestea. Dar acela în fața căruia totul este gol și descoperit, ce vede în viața mea, în viața ta, în viața noastră, pe buzele noastre este mulțumire în această dimineață. Oare ce-i pe buzele lui? Ce-i în inima lui? Sărbătoarea mulțumirii cui? Nu s-ar coveni ca cele două mulțumiri să se înmănuncheze într-o dimineață ca aceasta? Noi, pe noi ne preocupă și filozofăm în jurul codului de bare, pentru că conține 666, în jurul chipului care se va implanta sub, pe mâna dreaptă sau pe frunte, în jurul pașaportului biometric sau, mai ales în zilele trecute, în jurul certificatului sau pașaportului verde, câtă frământare și zbatere, în timp ce inima nu ne este în totul la Domnului și nu urmăm în totul pe Domnul. Și în timp ce ne frământă tot felul de semne, dragii mei, întrebarea este, nu cumva 666 s-a strecurat sub pielea noastră, în gândirea noastră și pe mâna noastră dreaptă? Versetul 12 ne-a definit semnul fiarei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Frații mei, într-o sărbătoare a mulțumirii, nu doar noi avem așteptări, și Domnul are așteptări. Uitați-vă așteptarea lui, Romani 8:29, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Asta este așteptarea lui Dumnezeu pentru mine, Beni fără greu. 2 Corinteni 3:18, ar vrea să mă fi văzut în timp ce El mă binecuvânta de-a lungul anului, să mă fi văzut că eu privesc cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului este cea mai importantă preocupare a mea și mă las transformat de Duhul Domnului din slavă în slavă, într-un chipul și asemănarea Lui. Oare nu cumva așteptarea Lui este să-L vadă pe Hristos în noi? Singura nădejde a slavei pentru oricare dintre noi? O, dar asta reclamă o continuă dezbrăcare de omul cel vechi și îmbrăcare cu omul cel nou. Și asta doar. Și asta ne fac nepopulari în mediile în care trăim și ne mișcăm. O continuă dezbrăcare de omul vechi și îmbrăcare cu omul nou. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, viața voastră vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea,
Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia care este o închinare la idol, lăcomia care este o închinare la idoli. Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, ar trebui să ne fie de ajuns. Toți avem mai mult și dorim mai mult. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, chemați să-i îmbucurați inima, să-l faceți mulțumit, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți, puși deoparte pentru El, cu prețul sângelui lui Hristos și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și pace. Observați, scara devenirii cristice ar trebui să fie înaintea mea. Caracter, conduită, caracter, conduită, caracter, conduită. Dragii mei, până când caracterul nu se manifestă în conduită, n-are nicio valoare. Îndurarea este decizia inimii de a nu trânti lucrurile la pământ. Când s-a tensionat relația între tine și soția ta, între tine și soțul tău sau între tine și părinții tăi, să-i mai dai un an, să-i mai dai o șansă. Dar dacă îndurarea nu se naște în fapta bunătății, ea nu există. Iar când ai îndrăznit să devii bun, nu-i așa vine ispita mândriei? Eu nu sunt ca și vameșul acesta. Eu dau zeciuială din izbă, din chimen, din mărar, Doamne. Eu nu sunt ca și vameșul acesta. Smerenia nu se poate naște în comparație cu cel de lângă tine, numai în comparație cu Hristos, pentru că acolo vezi cât mai ai de mers ca să ajungi ca El. Și atunci vei spune ca Pavel, ce avem să nu fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum l-ai fi primit? Dar smerenia, dacă nu se naște în blândețe, în puterea de a ieși din competiția afirmării de sine, ea nu există. O, dar dacă fac pasul înapoi și ies din competiția afirmării de sine în societatea în care sunt, oamenii o să spună, ești bleg, fără inițiativă. Și atunci inima mi se umple de amărăciune. Ce fac cu ea? Îndelunga răbdare rezolvă problema. Îndurare este o scânteie. Îndelunga răbdare este focul aprins de ea. Îndurarea ia lucrurile de la capăt. Îndelunga răbdare duce lucrurile până la capăt. Dar ea trebuie să devină îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Când e Dumnezeu mulțumit, dacă El din veșnicie a pus întregul plan în mișcare ca să ne facă asemenea chipului Fiului Său, dragii mei, dezinteresul meu în a urca scara devenirii cristice îl întristează pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu. Nu îl îmbucură. Sărbătoarea mulțumirii cui? În ultima instanță, în capul scării, ne așteaptă Cel care este dragoste. Cel care este dragoste. Sărbătoarea mulțumirii. Nu-i așa? Noi suntem mulțumiți și mulțumitori pentru credincioșia lui Dumnezeu, care își înnoiește bunătățile Lui în fiecare zi, și în cele materiale, și în cele spirituale. Uitați-vă la mine. Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Asta este mărturia vieții mele. Mărturia psalmistului. Noi suntem mulțumitori pentru îndurarea, bunătatea lui, pentru credincioșia lui, dar el pentru credincioșia noastră. Traian Dorz are o poezie. Și l-am rugat pe puiul să o citească. Eu te iubesc. Eu te iubesc, dar simt că nu-s nici când a mele mâini în stare să se înalțe atât de sus ca să-ți ajungă la picioare.
Eu te iubesc, dar știu că n-am să-ți pot aduce așa trăire încât pe fiecare ram să-mi strălucească o dăruire. Eu te iubesc, dar vai, nu pot să înalți cât simt că-mi cere lumina ta ce-mi umplă tot de înțeles și de tăcere. Eu te iubesc, dar n-am să ajung să pot fi atât de plin de tine pe cât doresc de timp prelung cu cele mai cerești suspine. O, te iubesc, dar cum pot eu să te cuprind pe tine oare? Atotputernic Dumnezeu, nemărginire orbitoare, dar tu te poți apropia sfințind ființa mea cea nouă, micindu-te să încapie în ea ca soarele într-un strop de rouă. Ce m-aș face eu fără harul lui Dumnezeu? Amin.